O altă țară a legalizat căsătoriile între persoane de același sex. Este vorba despre Slovenia, unde până vineri cuplurile de același sex de acolo aveau voie să încheie doar parteneriate civile și nu beneficiau de dreptul la adopție. Curtea Constituțională a Sloveniei a acordat cuplurilor formate din persoane de același sex dreptul de a se căsători și dreptul de a adopta copii în aceleași condiții de care beneficiază și cuplurile heterosexuale, în urma a două decizii care au fost anunțate public în cursul zilei de vineri, informează DPA. Parlamentul de la Ljubljana a acordat Curții Constituționale un termen de șase luni pentru actualizarea legislației, chiar și înainte de această actualizare. Deciziile anunțate vineri vor intra în vigoare imediat, ceea ce înseamnă că partenerii de viață de același sex vor avea voie, din punct de vedere legal să se căsătorească în Slovenia și să adopte copii încă de vineri în aceleași condiții ca și cuplurile heterosexuale. Deciziile au fost adoptate în urma analizării plângerilor depuse de două cupluri de același sex. Unul al cărui certificat de căsătorie nu fusese recunoscut oficial, iar altul căruia autoritățile slovene i-au refuzat un loc pe o lista a candidaților la adopție. Până vineri, cuplurile de același sex din Slovenia aveau voie să încheie doar parteneriate civile și nu beneficiau de dreptul la adopție potrivit de pe a citată de Ager Press. Asociația LGBT, care militează pentru drepturile comunității LGBT, consideră că deciziile anunțate vine reprezintă un moment istoric într-o luptă ce durează de 25 de ani. Într-un mesaj pe Facebook, membrii asociației le-au mulțumit tuturor celor care au contribuit la aceste decizii pentru timpul, energia, expertiza și persistența lor.